Noua locație pentru unitatea de primiri urgențe din Spitalul Județean Buzău va fi construită printr-un proiect comun al Spitalului și al Consiliului Județean. A fost prins în proiectul DALI, făcut de Consiliul Județean, și constă în o nouă clădire vis-a-vis de intrarea în unitatea de primiri urgențe ale Spitalului, actualmente fiind parcare și o porțiune din spațiu verde al spitalului. Construcția va fi ridicată vis-a-vis de actuala UPU pe amplasamentul format din parcarea existentă plus o parte din suprafața de spațiu verde. Va fi o clădire nouă cu parter, cu etaj și subsol, care va fi la standardele cerute la momentul actual. Noua clădire va fi legată de actuala unitate de primiri urgențe printr-un pasaj acoperit. În acest fel se va crea un flux rapid și eficient cu spații generoase atât pentru pacienți cât și pentru cei care îi însoțesc. Dezvoltarea UPU este necesară întrucât aceasta preia urgențele din întreg județul. Spitalul Județean, fiind singurul spital cu profil de urgență majoră din județul Buzău, el colectează într-o zi de activitate toate urgențele din județ, inclusiv din zona Râmnicului, unde Spitalul Municipal nu poate acoperi ca program continuu 24 din 24 toate nevoile de urgență medico-chirurgicală, și din zona Nehoiu. Și atunci activitatea și importanța acestei structuri devine prioritar. După ridicarea noii construcții, autospecialele de urgență vor avea un circuit separat față de celelalte autovehicule. Până atunci, conducerea spitalului continuă căutările pentru a acoperi lipsa de medici cu specialitatea urgențe. Proiectul pentru extinderea UPU va fi demarat în 2016.